Municipiul Giurgiu se poate bucura de o nouă oază de verdeață într-un nou concept. Este vorba despre noi spații de relaxare cu verdeață create în zone mici, printre betoane, unde giurgiuvenii se pot relaxa. La un astfel de parc, angajații Giurgiu Servicii Locale au demarat lucrările la începutul lunii aprilie. El este amplasat în cartierul Tineretului și realizat în proporție de aproape 100%. Pocket Park-ul aflat la intersecția șoseaua București cu șoseaua Tineretului se află pe ultima 100 de metri în ceea ce privește procesul de amenajare. Au fost amenajate insule florale, a fost amenajată o alee cu piatră spartă, au fost montate un număr de 4 coșuri de gunoi și în cursul zilei de mâine sper să reușim să montăm și băncile care vor deservi acel pocket park. Și tot în cursul acestei săptămâni să montăm și gazonul în această zonă. Parcul de buzunar sau Pocket Park, cum este numit în spațiul britanic, este cel mai nou tip de spațiu verde definit prin noua formă a legii numărul 24 din 2007, care reglementează dezvoltarea spațiilor verzi din intravilan, doar din domeniul public. Parcurile de buzunar sunt frecvent create pe terenuri mici, neregulate, în loturi de clădiri libere sau chiar în locuri de parcare. Acestea pot fi urbane, suburbane sau rurale și pot fi pe terenuri publice sau private. Deși sunt prea mici pentru activități fizice, parcurile de buzunar oferă verdeață, un loc pentru a sta în aer liber și uneori un loc de joacă pentru copii. Acestea pot fi create în jurul unui monument, marcator istoric sau proiect de artă.